duhovnicească, spre împlinirea într-o pedagogie duhovnicească. Și că mai presus de efortul omenesc este darul lui Dumnezeu peste noi. Modul în care Hristos ne miluie pe fiecare dintre noi pentru a încerca să fim oameni până la capăt. Până la urmă, postul acesta ne învață că suntem oameni. Nu suntem Superman, preoții, nu suntem Batman în ciuda reclamelor făcute împotriva noastră, ci suntem simpli oameni, oameni care în simplitatea noastră înțelege de plin că nu putem fără Hristos. Ați auzit ce frumos spunea acolo, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Să știți că așa vom cânta și în săptămâna ce urmează la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei. Și așa va fi tot ritualul vostrului ține de acest miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Pentru că ce știm în mod real și fără niciun posibilitate de tăgadă de către nimeni, că în Împărăția lui Dumnezeu intrăm prin mila lui Dumnezeu, nu prin efortul nostru. Ci efortul nostru care prinde peste El o picătură din mila lui Dumnezeu. Ca să învățăm despre mila lui Dumnezeu, trebuie să învățăm din mila unora către ceilalți. Am ajuns o țară nemiloasă. Cum dai colțul într-un studio de televiziune, vezi că un profet care crapă, spânzură, până când ia valul politic și pe el. Ați remarcat că toți suntem împotriva tuturor. Și uneori, chiar în biserică ne comportăm ca atare. Vă mulțumesc! Ați reacționat ca la Evanghelie. Când cel bolnav, căutând biserica, a făcut semnul bolii sale în mijlocul frăților voastre. Să nu vă turbure nimic niciodată. Când suntem lipiți de Hristos, toți cei care vin la Hristos au loc la Hristos. Chiar dacă se manifestă unor altul, nu ne așteptăm. Dar e locul lor. E locul la care Hristos i-a chemat. Unde altundeva să-și găsească amăriții bolnavi de toate felurile, pacea și mila, dacă nu la Hristos. De aceea vă mulțumesc că astăzi mi-ați dat o lecție bună. Trebuie să vă trebuie un 10 în carnet. Ați dovedit că ați învățat Evanghelia din săptămâna trecută. Căci bolnav am fost și m-ați căutat. Sau dacă vreți, bolnav am fost și m-ați acceptat. Că în ultima vreme și greu să acceptăm bolnavi. Cuvântul de astăzi nu e mai greu decât alte cuvinte, dar este adânc și înțelept. Noi numim Evanghelia de astăzi Duminica Izbonirii lui Adam din Rai. Toți știm că Adam, călcând porunca lui Dumnezeu, se depărtează de voia lui și se ascunde. Mai în glumă, mai în serios, trebuie să recunoaștem că e primul boschetar din istoria omenirii. Dar un boschetar speriat de drama lui. Atât de mare i-a fost năuceala minții, încât nefericitul credea că se poate ascunde în boscheți. Dumnezeu care vedea tot și el știa înainte că vede tot, Dumnezeu care putea tot și el știa înainte că poate tot, crede că îl duce de nas ascunzându-se în tufișul. E grea teama de Adam. Se spune că strigătul acesta lui Dumnezeu peste istorie, Adame, Adame, unde ești? Rămâne până la sfârșitul veacului să dăm fiecare dintre noi răspuns în parte. Adame, Adame, pe unde mai ești? Nimic din ce ți-am dorit prin creație, nimic din ceea ce ți-am dorit prin înviere, nimic din ce ți-am dorit prin patima, moartea și învierea mea, nu mai regăsesc în tine. Nici puterea mea, nici suferința mea. Ce frumos spune un părinte, zice, suferințele noastre au rădăcini care poartă pe ele semnul crucii. Toate suferințele noastre, dacă n-au rădăcini în cruce, n-au nici nimic de care în cruce. De aceea, într-un fel sau altul, Duminica de astăzi ne învață, din capitolul 6 al Evangheliei către de la Matei, după ce Domnul Hristos a rostit rugăciunea Tatăl nostru, care se încheie atât de frumos, după cum și știm, doar că nu prea aplicăm noi așa întotdeauna. Nu? Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne învață ce înseamnă roada aceasta iertării în viețile noastre. Atât de frumos spune Domnul Hristos, că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Eu asta nu înseamnă că iertăm pe toți necioplițiții și pe cei care nu-și cer iertare. Nu poți ierta decât pe cei care face la rândul său exercițiul cererii de iertare. Nu de scuze. Când cineva își cere scuze, de fapt, puteți să își ceri tu iertare. Ce scuză-mă. Păi, vă rog frumos să mă iertați.
E vorba de iertare, un exercițiu mult mai adânc, care are o mecanică în chiar prezența Mântuitorului Hristos în mijlocul nostru. Întruparea Domnului Hristos e semnul iertării pe care Tatăl e dispus să o acorde iarăși omenirii. Raiul cel închis, azi, iar s-a deschis. Prezența Lui arată că Dumnezeu e dispus la iertare. Este izvorul iertării și este tensiunea pozitivă, cea mai de preț în disponibilitatea iertării. Fără Dumnezeu nu iertăm. Dacă iertăm în nume propriu, este chiar în nume propriu. Știți că noi mai avem obiceiul de a ierta în nume propriu, iertând, dar ne uitând. Ori Dumnezeu iartă, uitând pe cel ce își pocăiește păcatele, aducându-și aminte de cel care, asumându-și păcatele, merge cu fermitate mai departe. E o duminică de curaj. E o duminică în care ni se cere să fim noi. Nu ni se cere ceva special. Ia gândiți-vă, ce e un om care nu iartă? Un zbir. Un rapace. Un egoist. Unul dintre părinții bisericii, ucenic de-a Părintele Sofronie, de la Essex, spune așa de frumos, ce omul este egoist din frica morții. E frică că moare. Și atunci am frică aia, uite să mai fie om. Uite să mai iert, uite să mai dăruiască. Doar pe patul morții. Când moartea e lângă noi și nu ne mai e frică de ea, că ne împăcăm cu ea. Sora moarte, vine. Și dintr-o dată atunci parcă devenim mai buni. Nu întâmplător, ziua de astăzi o putem dedica martirilor din temnițele comuniste. Ei sunt singurii români care au reușit să ierte. Și ieșind din temniță, să dea țării iarăși demnitate. Iarăși lacrimă curată și cuvânt înălțător pentru a putea merge mai departe. Dacă suferă țara astăzi, suferă pentru că au fost posibile fenomene ca fenomenul Pitești, când mințile cele mai luminoase au fost decapitate. Și în locul lor, în locul descăpățânaților, s-au pus încăpățânații, care chiar cred că nu e nevoie nici de milă, doar de silă, nici de dragoste, ci doar de sex, că nu e nevoie de iertare, ci doar de documente prin care să-și acopere hoția sub chipul iertării. Crucea sperie. Iertarea lui Hristos sperie. Pentru că Domnul Hristos nu dă iertare cum dăm noi iertare. De aceea, Evanghelia de astăzi ne spune atât de adânc și atât de adevărat. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. E așa de simplu și atât de greu. Uitați-vă la părinți. Poți să-ți toarne ciorba în cap copii, fie bine să nu fie. Dar, în rest, te enervezi un pic și strece, că îți dai seama că e el, ești tu. Și pe măsura în care el devine tot mai mult tu, simți că nu-l poți iubi decât așa. El, tu și Dumnezeu. Pentru că între noi și copiii noștri nu stă decât Dumnezeu. Dar ce frumos e că stă Dumnezeu. Pentru că ceea ce învățăm în familie din tâi, în ceea ce ne cresc din tâi copiii, e iertare. Ia să ne fi ținut cineva treci toată noaptea în tinerețile noastre. Bodogăneam, eram deranjat, ne trezeam greu. Acum, după ce te ții treaz toată noaptea cu vreo febră, vreo puse, vreun strănutat, sau, Doamne ferește, urechea noastră să nu-l audă respirând, în zor putem merge la servici cârpiți de somn, dar împliniți. Pentru că e sensul nostru să ne zdrobim în nesomn grijile. Ca din ele să facem pe mai departe izvor iertării. N-am auzit vreun părinte să se doargă de la serviciu obosit și să-i spună copilului, neobrăzatului, faptul că ai fost bolnav toată noaptea, nu mi-am gândit să-mi fac targetul de servici la managementul și marketingul firmei. Astea sunt bancuri ale lumii moderne. În Hristos, copilul e măsura iertării noastre. Și mai mult decât atât. În măsura care ne împlinim în el, ne împlinim și în iertarea lui Hristos. Școală grea, dar la îndemână. La servici. Trăim împreună unii lângă ceilalți. Noi bem cafele, hectare de cultură de cafea. Mâncăm sute de frați pe cap de om furajat. Și nu suntem în stare să păstrăm și Duhul iertării. Ferească Dumnezeu să calci un
bec prefăcut al vieții sociale dintr-o firmă și deja gata. Ești exmatriculat din linia lor de cultură. Hristos ce ne învață este că nicio comunitate din lume nu rezistă decât pe sâmburile iertării. Acest sâmbur al iertării, ca de fapt, nu este altceva decât expresia iubirii. A unei iubiri neegoiste. A unei iubiri care nu se teme de moarte. Dacă ne-ar întreba cineva de ce creștinii nu se tem de moarte, deși fie vorba de noi, avem mai multe farmacii decât de biserici pe kilometru pătrat și dispunem de, ați văzut cum strigă țara întreagă, vrem spitale, nu catedrale, semn că încă mai suntem fricoși. Le-am spus tot timpul, catedralele ridicate în mijlocul unui popor sunt semnul locuinței înviatului, cel de care curajul să trecem peste moarte. Noi știm că Hristos a înviat. Tot ce petrecem noi în postul mare, petrecem și în Cambia Hristos. Sigur că ne doare sufletul când e pus pe cruce, când e răstignit, când ne punem... Da, da, știm Cambia Hristos. Avem această încurajare, chiar construcția ritualului bisericii. Suntem cu El tot timpul. Gândiți-vă prin ce au trecut apostolii, ucenicii. Ba, îndrăznesc să spun, fie vă milă și de dușmanii lui Hristos. Prin ce au trecut ei, care nu aveau nădejdea că Hristos va învia. Până astăzi, dușmanii lui Hristos trăiesc ca și cum Hristos nu a înviat. Iar prietenii lui Hristos trăiesc ca și cum știind sigur că Hristos a înviat. Iar când e sigur că a înviat Hristos, cel dintâi gest și cel mai amplu, cel mai corect gest pe care îl faci, e gestul iertării. Dar nu o iertare ieftină. O iertare pe bag moneda, scot iertarea. Dau acaftistul și am rezolvat. Nu e așa simplu. Când călcați către altar, primul lucru pe care să-l faceți, să vă faceți aminte, dacă nu păstrați ură sau nesiguranță de iubire în raport cu cei de-ai casei, sau cu vreunul care ne tulbură viața publică. Știți de ce ne e greu ca români? Că nu ne rugăm pe bune pentru conducătorii țării. Că ne rugăm pe bune pentru episcop, pentru preoți, pentru învățători, pentru profesori, pentru studenți. Ne rugăm că scrie în pagină. Nu că-i scris adânc în inima noastră. De aceea, îndrăznesc să vă rog ca duminica aceasta să fie început bun rugăciunile autentice. Nu mai încercați doar să dovediți prin rugăciune ceva. Hotărâți-vă. N-aveți nimic de dovedit. Ci pur și simplu, învățați că unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Vă rog, mult, faceți din Hristos comoara ei. Când El acolo în vârful inimii, chiar nu mai contează nimic. Dacă ar fi să le definim bogăția, e simplu. Bogat este omul care se mulțumește cu ceea ce are. Cât de bogat este cel ce are pe Hristos. Fruntea sus, privirea înainte, nu mă mai temeți, dați sonorul vieții de jur împrejur mai la încet, deschideți ochii pe icoane, rugați-vă, dăruiți celorlalți bucurie și iertați. În seara aceasta, în marile laude ale creștinismului, părinții se strâng la vecernie și înainte de a pleca la chilii, se înclină unul către altul cerând iertare. Mă plec și eu și vă cer iertare. Vă rog frumos să iertați Biserica Ortodoxă, că nu întotdeauna răspunde chemării ei. Vă rog frumos să ne iertați pe preoți, că nu suntem cei mai buni părinți. Încercăm să prin anume este întotdeauna. Vă rog frumos să ne iertați, că nu întotdeauna în biserică găsiți cuvânt bun, predică caldă, muzică pe măsură. Și încercați să ne ajutați. Și biserica, și preoții se nasc din popor, nu pică din cer. Vă rog să fiți Cerul care naște o nouă biserică. Cerul care naște predicatori, rugători, răbdători și iertători. Și așa, iertați să urcați pe Golgota. Acolo de unde, fără nicio îndoială, a izvorât iertarea noastră. Amin.